Bună ziua, bună ziua, oameni buni! Vă mulțumim mult de tot că sunteți alături de noi în fiecare zi. Ne bucurăm mult de tot. Astăzi este o altă mare sărbătoare creștină, așadar este ziua Sfântului Ion Botezătorul, ocazie cu care aproape 2 milioane de români sărbăiază onomastica. Așa că, dragi Ioane, dragi Ioni, dragi Ionele, dragi Ionuți, dar și dragă Ciucă, pentru că lumea trebuie să știe, mulțumesc, te cheamă Ionuț în buletin. Să vă urăm din toată inima un sincer și călduros la mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani cu sănătate. Poți să zic și eu la mulți ani, Evei. Mulțumesc mult de tot, da. La mulți ani, Eva, te pup. Da, noi suntem fierți pe covoare în ultima perioadă. Eva, ia uite ce a primit tati, un covor. Mov, tati, ia uite aici. De fapt, nu l-am primit eu, l-ai primit tu. Mulțumim mult de tot echipei la Măruță și mulțumim celor care îmi trimit mesaje legate de povestea covorului, știi, nu? Da, bineînțeles. Perfect, Ciucă, e pe TikTok acolo, viral. Mă ajuți? Hai. Ai grijă că e covorul Evei, bravo, Doamne ajută! Înainte de a începe sărbătoarea, eu zic, oameni buni, să rupem monotonia asta și să risipim vremea asta friguroasă și mohorâtă. Dacă sunteți de acord cu mine, facem asta cu ajutorul Emeuta. Emauta, știți, make-up artist, care se află în vacanță în Bahamas, acolo unde e soare, cald, peisajele te fac să visezi cu ochii deschiși. Iar pentru dumneavoastră cei de acasă am o rugăminte. Domnilor, doamnelor, apropiați-vă de televizor pentru că urmează să vedeți Bahamasul de aproape. Bună, Cătălin, știu că ați fost alături de mine în toate vacanțele mele, așa că am decis să vă arăt și cum arată exuman Bahamas. Veniți după mine să vedeți ce privire este frumoasă. Din căsuță ne ducem direct. Yo, mamă, ce ne mai place muzica asta. Yo! Emauta, să te distrezi cât se poate de mult în Bahamas acolo și când te întorci în țară, te așteptăm și la noi la emisiune. Mulțumim pentru imagini. O să mai avem și altele în zilele următoare. Vacanță plăcută, cum ziceam. Ciucă, o să continuăm cu peisajele trimise de Emauta, așa că rămâi cu noi aici la emisiune. Eu sunt și pe Instagram la ea acolo, nu ratez nimic. Sunt convins că și ea te-a remarcat că n-are cum altfel. Și ca să rămânem în aceeași atmosferă fierbinte, astăzi vom avea o cât se poate de picantă. Toți cei care ne trec astăzi pragul vor primi o întrebare picantă la care vor spune tot sau le va lua gura foc. Primul nostru invitat este unul dintre sărbătoriții zilei, este unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară din Republica Moldova. Așadar, îi spunem la mulți ani prietenul nostru Ion Paladi. Leutare cu scripta veche. Mulțumesc de suflet, bună ziua! La mulți ani, bună ziua! Ce faci? Ion Paladi, dacă intrați la el pe Instagram, vedeți că omul a venit de dimineață de la Chișinău, era în aeroport, tot camuflat. La 4 dimineață eram deja în aeroport, la 6:30 eram deja la București. Foarte frumos, la mulți ani pentru Ion Paladi. Mulțumesc de suflet. Astăzi ascultam la radio, uite, la Digi FM, piesa ta cu Ioane. Era dedicată, mi s-a părut foarte tare. Da, mai multe piese repertoriul meu cu Ion și astăzi vreau să spun și eu la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ion, Ioana, Ionela, tuturor sărbătoriților, dar celor care ne urmăresc din Republica Moldova cu Crăciunul pe stil vechi. Pentru la noi astăzi e Crăciunul. Deci tu astăzi ai sărbătoare de Sfântul Ion aici în România. În România și merg acasă. Merge acasă și de acasă Crăciunul, e Crăciunul. Așa este. Deci la tine acum vine Moș Crăciun când te duci acasă? Trebuie să vină, că am fost un băiat cu minte anul ăsta. Da, acum e Moș Crăciun în Chișinău, nu? Îl chem când vine, când vrei. Okay. El vine și de anul nou, vine și de Crăciun el, și... Tu da. Chem când vrei, el vine când poate. Adică, când poate, da. E ok, perfect. Hai să luăm un loc aici la sosurile picante, că mă gândesc că ar fi păcat să nu începem în forță, dar întâi de toate să știi că am pentru tine o sticlă de vin, nu de alta, dar ne cinstim, bă, invitații și sărbătoriții noștri. Să știi că am și eu ceva pentru tine, dar am lăsat în culiță acolo ca să nu vadă... Uite, aici un vin exact cum trebuie, nu de alta, dar să sărbătorim Crăciunul pe stil moldovenesc. Diseară când ajung acasă, numai bine prinde. Ce faci? Cum ești? Bine, mi-e să uite pe drumuri. La mine știi cum, valiza stă la ușă, doar îmi schimb lucrurile. Ești mereu pe drumul, nu? Am două zile de când m-am întors din Italia și astăzi trebuia să merg la părinți, la țară, dar dacă am avut invitația voastră, nu puteam să lipsesc pentru că aveți o emisiune de top și...
Nu poți să refuz așa. Fost ieri, numărul 1 la audiență, știi cum a fost alalter? Numărul 1 la audiență. Și azi la Telus. Doamne ajută, asta zic și eu. Fii atent, nu știu dacă știi rubrica noastră de sosuri picante. O avem în fiecare vineri, dar astăzi fiind zi de sărbătoare și fiind început de an, prima vineri, ne-am gândit să facem în felul următor. Adică să avem pentru fiecare invitat câte o întrebare și câte un sos picant. Atenție mare, ești pregătit? Cumva zic, să spun că sunt norocos, că am doar o singură întrebare astăzi. Da, că exact, am văzut colegii, mă uitam la emisiunea. Regula e în felul următor, vreau să-ți explic, o să pun puțin sos, te avertizez că este picant, nu picant, foarte picant, gata, am pus acolo. Ideea e în felul următor, eu îți dau întrebarea, tu o citești în gând. Cu puterea minții tale, dai răspunsul cu voce tare, indiferent, doar răspunsul, da? Dacă rupem întrebarea, lumea nu știe de ce ai dat răspunsul ăla și mănânciute. Și rămâne un mister care va fi desecretizat peste 50 de ani. Dacă nu vrei să mănânciute, citesc întrebarea și lumea află de ce ai răspuns și ai răspuns, corect? Ne-am înțeles. Ia să vedem că avem invitați, uite, pentru Joe, pentru Roxana Blagu, pentru Jean Paller, pentru Busu. Ia uite, pentru Ion Paladi, întrebarea. Să vedem. Oh! Nu există cuvântul, nu există, nu știu, nu pot să spun. E hard, imaginează cum erau 6-7 întrebări. Da, e delicată întrebare, chiar mă gândeam, ce întrebare poți să-mi pui? Întrebările picant, sunt delicate, am niște colegi în redacție care gândesc întrebările astea, crede-mă, după foarte multe studii. Da, colegi super tari. Să știi că și eu am văzut acum pentru tine prima dată întrebarea cu tine, așa că... Da, te pune așa într-o situație, te știi? Te pune, păi tocmai de asta, tocmai de asta e iute. De asta sunt sosurile picante, știi cum e? Dar imaginează-ți când veneau și 6-7. Tu dai răspunsul, rupem întrebarea, lumea nu știe despre ce e vorba, mănânci iute și plecăm. Acum nu e momentul greu, acum e ușor, dai răspunsul. Mâine dimineață e mai greu. Dar cum trebuie să dăm un nume, da? Da, da, trebuie să dăm un nume. Doamne. Dăm un nume. Un nume, două, trei. Cum simți tu nevoia? Nu contează, nici nu contează. Nu te da de gol, nici nu contează. Tu spui un nume, atât. Atât. Și rămâne în aer, lumea nu știe despre ce vorba. Poate să fie și, ia zi ciucă, și hockey. Și dacă spun numele, tu nu citești întrebare. Nu, dar mănânci uite. Mănânc uite, am înțeles, așa. Așa, așa. Așa, așa, uite așa. Ion Paladi la sosurile picante. Rupă întrebarea? Da, da, rup eu. Dă răspunsul. Și răspunsul Natalia Gordienko. Natalia Gordienko? Caută ciucă poza Natalia Gordienko. Natalia Gordienko, citesc întrebarea? Nu. Înseamnă că mănânci iute. Dar atenție mare, e foarte iute, mai scutură un pic mai buleta aia. Mai făcut să ai de emoți. Sau uite, ia pe celălalt, că e acolo. E așa de iute? Uite, arată, uite-mă, bă, Ion Paladi super corect, deci era mai puțin sos pe ăsta și a pus omul. Adică să vadă, arată-le oamenilor că e sos iute, ca să nu creadă. Nu mai așteptu-te, că ești prea rapid decât camera de filmat. Și nu putem să... Ia uite, deci are... E iute, perfect, așadar. Ai găsit-o pe Natalia? Stai să o vedem. Eu cred stai că... să o vedem pe Natalia. O să-i placă Luciuca. Luciuca, ia. Dar de ce mâncăm iute? Da, o, ciucă, ea e? Da, ea e, Natalia? Da. Ciucă, de ce mâncăm iute? Iar Ion a dat acest răspuns. Nimeni nu știe și nimeni nu va afla. Toate din prima, crede-mă, n-are rost să te complici. Stai să vezi. E jale, crede-mă, eu ți-am zis de la început. De cu lapte, e grav, crede-mă. Eu în locul tău citeam întrebarea, că nu era cine știe ce. Dar tu domn până la capăt. Natalia, te-am pupat. Stai. N-ai probleme cu iutele, nu? Nu am, dar... Eu mă gândesc când vii în România, înapoi să vii, de exemplu, la o rubrică full, cu 10 întrebări. O să mă fac roșu, caracu. Bun, oameni buni, cum spuneam prietenul nostru, Ion Paladi, astăzi alături de noi. Îl găsiți pe Instagram, Ion Paladi, îl găsiți pe Facebook și pe YouTube, pentru că pe YouTube, da. Pe YouTube a lansat Șocolindă cu Paula Selling, așadar aveți muzică frumoasă acolo. Și în 3 săptămâni a acumulat 2 milioane și ceva de vizualizări. Bate palma, atât am avut de zis. Când e talent, e talent. Oh. Nu, no, stai să vezi că vine din ce în ce mai rău. Și pentru asta o să lansăm și la anul Colind împreună cu Paula. Hai cum pot vorbi deja. Da. No, crede-mă că e din ce în ce mai complicată treaba. Ce-ți face băiatul? Bine.
Lucian. Bine, mulțumesc, e acasă. Acum sunt sigur că se uită la noi acum. Are și el 7 și 7 anișori. Iar pe Lucian o să vedem în videoclipul pe care îl avem și astăzi. Așa este. A imprimat cel două colinzi minunate cu Lăutari și maestru Nicolae Bodros și este prima lui apariție într-un videoclip al meu. De fapt, asta și mi-am dorit și eu, să apar într-un videoclip, să avem așa o amintire frumoasă cu el micuț. Da, ce 7 anișori. Joacă Ionel Paladic când era micuț. Deci, numai o secundă, mă deranjează scârțitul ăsta la scaunul tău. Ia scaunul ăsta. Greta, ai niște vaselină pentru picioare. Scaunul ăsta. Poți stau și picioare. Scârție, mă, nene. Ia, dă un pic cu ceva. Ciucă, du asta, mă, la reparat. La reparat la noi aici, la sculărie, știi cum e? Sculer matrițer. Nu, dar scârție, Greta, nu puteam să mă concentrez acel ce omul. Nu mai sunt, mă, nici scaunele cum era odată. Asta e. Deci, băiatul, deci rolul tău, nu? Da, joacă rolul meu pentru că mi-am dorit de mic copil să cânt alături de Lăutari și maestru Nicolae Bodros. Era un vis cumva de al meu. Piesa am înțeles că este oarecum are legătură, că are e legătură. Despre Bodgros, despre colaborare, despre drumul tău. Drumul meu, da. Parcursul drumul meu din viață și visul meu de mic copil a cântat cu Lăutari și maestru Nicolae Bodros. Și asta, acest vis s-a împlinit de mic copil care doream eu. Mi se pare foarte frumos, uite, vezi? Da, e un videoclip foarte fain. Chiar îi rog cei de acasă să-l urmărească pe YouTube, pentru că are o poveste frumoasă în spate, gândită de Oleg și Ina Butnaru, cei care filmează toate videoclipurile mele și încerc ca toate videoclipurile mele să aibă o poveste în spate, nu doar un copăcel sau, știu, un peisaj de natură. Tocmai de asta au și succes și mă bucur mult de tot. Ion Paladi, oameni buni, cum spuneam, un artist extrem de iubit și extrem de bun simț, așa, și modest. E soțul ăla, uite, a? Da, dar nici pot vorbi. Am văzut că tot mai închidea, ia mai un lăptic, să vezi, dimineața, pe la cât te trezești? Depinde, la 7. O să te aduci o să ți aduci aminte de noi. Mâine? Mâine la 7 dimineața. Mâine dimineață, să vezi. După ce îți bei cafeaua. Lasă-mă cu acasă și în loc de lapte beau ceva mai consistent. Mai consistent și la noi Crăciunul, avem și coniac bun, avem și vin bun, știi că în Basarabia sunt vinurile și coniacurile. Exact. În Chișinău, celebra cramă care are 120 de kilometri sub ea. Așa este. Cum se numește? Crama de la Cricova? Cricova, da. Crama. Da, am fost acolo și ideea e că mergi cu mașina și sunt 120 de kilometri de drum sub ea. Așa este, da. Mi se pare fabulos. Îți și restaurant, te primești frumos, arată și un film, povestea acestei... Superb, mergeți acolo, e obiectiv turistic la urmă. Așa este, da. Bravo. Mă bucur mult de tot că ai trecut pe la noi. Să știi că te așteptăm oricând cu mare drag și mare bucurie. Când ai drum în România, ești binevenit de fiecare dată. Mulțumesc mult. Să știți că chiar am venit cu drag și de data aceasta și vă mulțumesc pentru invitație. Încă o dată la mulți ani tuturor celor care ne urmăresc, Ionilor, Ioanelor și celor care din Republica Moldova sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi. Crăciun fericit. Foarte frumos, mă, foarte frumos. Ion Paladi, oameni buni, ne cântă, așadar eu zic să ne bucurăm și să începem așa, pentru toți care se uită la noi, să se bucure. Am uitat, mai să dăm noroc, uite-te aici că avem șampanie pe stilul emisiunii, dar acum, după ce ai servit sosul la picant, nu știu. Da. E cu multă lămâie, pulpă de lămâie și exact ce se recomandă în perioada asta, multă vitamina C. Fructe de pădure, la mulți ani încă o dată. La mulți ani, la mulți ani. Înseamnă, băiat, țin un pahar de șampanie în cinstea celor care ne urmăresc, sărbătoriților noștri. La mulți ani, Busu. La mulți ani. Ion Busu. Mulțumim mult. John. La mulți ani. John Busu. John Busu. Mulțumim. Prietenul lui Van Damme. Busu e prieten cu Van Damme, Jean-Claude Van Damme, joacă în film amândoi. Wow. Da. Știe și bătaie. Bun, Van Damme. Perfect. Bun, oameni buni, Ion Paladi, căutați piesa asta pe YouTube, căutați-l pe omul ăsta pe Instagram, pe Facebook, este un artist senzațional, iar acum ne bucură cu muzica lui. Mulțumim mult. În premieră, aici, la Măruț. Scrie mare pe ecran, premieră. Cântăm cu bucurie, frate Lăutar.